Majorarea prețului energiei electrice cu până la 30% pentru contractele vechi a strânit un val de nemulțumiri în rândul cetățenilor. Singura soluție pe care oamenii o aveau la dispoziție pentru ca facturile să rămână la fel constă în încheierea unui nou contract cu un alt furnizor sau reînnoirea celui vechi. De la 1 ianuarie, prețul energiei electrice nu a mai fost reglementat de ANRE, așa cum era până acum. Decizia duce la creșterea tarifelor în regim de serviciu universal. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a impus inițial un termen limită pentru încheierea contractelor la sfârșitul lunii. Informația a luat prin surprindere pe majoritatea cetățenilor. Un sondaj arată că în decembrie, la începutul lunii, peste 90% dintre consumatorii caznici nu știau de liberalizarea pieței de la 1 ianuarie. Valuri de nemulțumiri privitor la perioada foarte scurtă în care consumatorii se decid asupra unui furnizor a determinat autoritățile să prelungească termenul. Astfel, data limită până la care cetățenii pot semna noul contract este 31 martie. 2021. Însă, potrivit ordinului, consumul de energie electrică de la 1 ianuarie și până la data încheierii contractului se facturează la prețul pentru serviciul universal comunicat de către furnizor. Astfel, clientul va plăti prețul majorat pentru zilele în care nu a încheiat noul contract. Pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, consumatorii pot compara ofertele de la 82 de furnizori. Valoarea unitară a facturii în lei per kWh pentru județul Gorj este cuprinsă între 0,60 și 1,21 lei. În funcție de operatorul ales, formularul aferent abonării la o companie de furnizare a energiei electrice poate fi găsit la reprezentanța companiei sau online. De asemenea, consumatorii pot cere mai multe informații la numele de telefon ale fiecărui furnizor de energie electrică.